Craiova trebuie că batem noi, pentru că la Craiova trebuie că e 4-1. Au anulat un gol lui Mitracu, că era valabil. Și aici, dacă nu ne oprivano 6 minuti jocul, cred că facciamo și aici 4-0. Jucătorii de la Unirea Alba Iulia au reușit să ne bucure pe noi, cei care am crezut și credem în valoarea și atașamentul lor. Vor încerca și astăzi, prin joc și rezultat, să încălzească sufletele noastre zbuciumate de atâtea griji, chiar dacă vor întâlni valoroasa Universitatea Craiova. Numărul 1 și jucătorii de câmp, 2 Mănăilă, 3 Pica, 4 Adrian Popescu, 5 Ciura, 6 Zanfir, 7 Mogoșanu, 8 Molaru, 9 Craioveanu. Craiova a fost șoc. Lumea a crezut că putem, că echipa poate evaluare la un nivel ca sprinter, că era un continuu lovitură la porta lui Prunea. Se Prunea visezi acum trei golorusi frumos de la Dunăuță Popa și acum el visezi de noapte cele trei goluri.
Ați înscris 3 goluri în celebrul meci cu Craiova. A fost dureros să pierdeți. Mi-aduc aminte că doar Lucioi a înscris 3 goluri într-o semifinală, mă rog, într-un sfertul de finale de campionat mondial, și mă gândesc ce-o fi fost în sufletul lui. De asta v-aș întreba ce ați simțit la, după 3 goluri înscrise la 3-0, când totuși ați ieșit din competiție. Păi m-am simțit foarte bine, vă dați seama. Dai 3 goluri la Craiova, care în anul ăla au lăsat și campionatul. Îmi pare rău că la Craiova ni s-a anulat un gol, care dacă în cazul că s-ar fi dat, deci la în caz de 4-1, la 3-0 noi mergeam în finală. Am rămas cu satisfacția că i-am bătut pe Craiova, o echipă care a câștigat și campionatul atunci, și satisfacția că am oferit, generația noastră am oferit un fotbal într-adevăr bun spectatorilor. În condițiile în care proiectul era unul măreț și cu gânduri de divizia și mai mult decât atâta, mă gândesc că ați avut o întâlnire cu conducerea federației. Certo, am fost cu televiziune, cu ziarele acolo. Mai mult, UTA, pentru o trecere în divizia A, sacrificat 2 echipe locale. Noi eram tot pe primul loc, meritavamo divizia A. Intenția noastră era asta, de intrare în divizia. Poi dacă se rimaneva un an, nu era satisfacția populația asta de a avea echipa în divizia. Și când am fost la Mircea Sandu, am intrat, era domnul Casai, era smadea Casai, am intrat, m-a întrebat cine ești tu. Și a spus sponsorul echipului. Sponsor, nu avem nevoie de sponsor, ai du-te. Asta era în 1992. Și atunci am rămas dezamăgit, cum e, dacă unul încercă, că face sport performant, încercă că bagă în cap la fotbaliștii bravi, pentru că unirea a adus 8 fotbaliști în 91, Bruckenthal, Tamas, Hâncu, Corpodean. Acum nu-i mai e un secret pentru nimeni că fotbalul românesc s-a prăbușit într-un gol care nu se mai oprește. Cam în câți ani vedeți o revenire la vremuri în care să fim mândri că avem echipe de fotbal în Europa? Bun, gândiți-vă că noi, în 90-94, echipa națională al României era pe primele loc în lume. În campionatul italian, în campionatul american, era pe primele loc. Când era echipa ala de aur, Agi, Popescu, că jucavano tot la Brescia. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu mă gândesc ce s-a întâmplat, pentru că cum a păsit Unirea, poate că a păsit și alte echipe la București. Mai treaba lor. Eu m-am retras, pentru că atunci, hai că sunt sincer, cu puțin se facea mult. Acum trebuie că ai mult și fai foarte puțin. Vreau să vă mai întreb dacă credeți că ar mai fi posibil reeditarea asta la un așa nivel în Alba Iulia și cam în cât timp? Eu aș fi vrut ca... De asta m-am și apucat la Unire atunci și am avut o ambiție așa să fac o echipă de copii, deci juniori, care de fapt să ajungă seniorii de mâine, care într-adevăr să se confrunte de la egal la egal cu echipe de divizia. Sportul în ziua de astăzi poate fi o alternativă de viață net superior altor alternative profesionale. Fotbalul, cel puțin profesionist, păi nu știu câte domenii au veniturile din fotbalul din prima ligă din România. Însă totuși cam în câți ani de zile ați vedea o revenire, că să vedem că tăm așa optimist. Revenire, trebuie stricat ciolanul la București, dragă. Atât.